Zic eu interesantă, de fapt, este răspunsul la o întrebare pe care am primit-o decurând, curând într-un mesaj privat, și anume: De ce unii bărbați reacționează urât atunci când primesc un refuz? Păi, pentru că nu știu să-l primească. Aici pot exista mai multe, mai multe variante. Pe de-o parte, nu știu să-l primească, doi la mână. Uh, li s-a spus că le se cuvine orice, încă de când erau băieții mamei și au fost extrem de răsfățați și atunci pentru ei cum adică să refuze cineva ceva. Uh, trei la mână probabil că se cred uh, zeii zeilor, zmei zmeilor și atunci este imposibil ca cineva să îi refuze. Uh, patru la mână le este extrem de greu să managerieze trei emoții, de fapt două emoții extraordinar de importante despre care am mai vorbit, rușine și vină, pentru că lucrurile astea mai vin la pachet cu încă două uh, chestiuni și anume ideea că nu sunt suficient de buni și uh, încă una, uh, teama de eșec, eșecul în sine. Și atunci, da, chestia asta îi face să devină poate agresiv, poate da, nu le place să creadă că ceva e în neregulă cu ei. Dar, lucrurile sunt extrem de simple. În momentul în care tu simți că nu rezonezi cu o persoană, în momentul în care tu simți, pentru că este vorba despre primele întâlniri, prima întâlnire, că ceva nu se leagă sau că nu este genul tău, pur și simplu, ar fi să spui adevărul și să-l spui așa cum este. Nu cred că ne potrivim. Mai departe, dacă el se supără pe chestia asta, este despre el. Dacă te înjură, este iar despre el dacă nu înțelege iar este despre el, tu ai spus adevărul. Nu scrie nicăieri că suntem obligați să ne conectăm și să ne potrivim cu oricine. Nu scrie nicăieri că dacă cineva consideră că nu suntem potriviți sau potriviți pentru persoana respectivă, e ceva în neregulă. Este totul în regulă. Faptul că înregistrăm un refuz se face parte din jocul vieții, Așa cum faptul că suntem primiți face la fel parte din jocul vieții. Ar fi să ne obișnuim cu chestia asta, să nu mai sărim așa de repede în ideea că nu suntem suficient de buni, ci pur și simplu să înregistrăm refuzul așa cum e, un refuz, și să mergem mai departe pentru că potrivirile nu apar imediat. Și ar fi bine să ținem cont de lucrurile astea. La revedere! Pa!